Uite-l și pe ăsta. Uite ce-mi trage. E așa mare ca primul. Am zis că e mai mare. E o frumusețe și ăsta. Dragilor, voilà. A venit toamna. Ah, merge. E ceva. Oh, ce frumos. Frumușel, da. Am scos în sfârșit un crăpucean frumușel. Ia să nu ne accidentăm. Așa cum a spus un contemporan, să dau la stufă acolo că i-a mai tras lui. Uite că a venit domnul crap. Da. Nu știu. Ba da, vă trimit, sigur că pot. Stați așa, punem pe ăsta bine. Să nu se zbată prea tare, că nu am pe ce să mă șterg. Stați un pic. Ia uite ce s-a întins și asta. La somn acum. Până acum n-am vrut nimica. Nu știu, filmez, nu filmez. Hai că filmam. Credeam că nu filmez. Până acum nu trăgea nimica și acum l-a găsit pe tot peștele. Să tragă. Ne. Frumusețe mică. Uite-o botosiște. Hai. Hai cu tine la mincioga. Că merge. E singurul crap al zilei. Așa că... Tot cucurigii tăi, Cipriane, că ai avut dreptate tot acolo atras. Incredibil. Bă, ce dreptate a avut Ciprian? Dă bă tata acolo unde mi-a tras mie. Zic, zicând când mi-a avut noroc, știi? Dar știți că data trecută v-am plantat chiar noastră aici când erați aici? Când ați prins noi, când am prins somnul la mare? Am dat și eu, v-am pus și noastră acolo, pe nimica. Și acum la belea. Dar vreți să vă spun ceva? Măgălăoaia aia e totul. Mâncarea aia pe momitor. Că ea se plimbă, o duce curentul, înțelegeți? Dar chiar dacă o duce curentul, măgăoaia rămâne acolo. Aia e toată tot șmecherezul. Dar tot silicon și ăla merge repede, știți? Uite ce mi-o trage la asta. Am pus-o pe... Nu l-am luat, frate. Băi, și cât a atras de ea. Bă, cât a atras de ea. Tot apă mi-a curs din telecomandă. A făcut un condens în barcă, ceva, mă gândesc. Știți? Nu dau seama ce exact. Uite, uite ce mi-a tras. Hai că l-am luat pe ăsta. Aia nu e așa mare, e de la un kil. Nu e uriaș. Uriaș nu e, zic. A, se învârtea de aia. Am zis că nu e uriaș, că e deliberat. E deliberat, zic. Mic, da, ți-l încuro. E ce a aruncat asta apă, că a vomat apă în sus, ca un geyser. Este. Imediat. Avem o dimineață superbă. Încă nu a răsărit soarele. Am avut o noapte cam de coșmar. Scăpat un somn, un crap mare de, nu știu, 18-20 de kg, habar n-am. Chiar la mincioc. O fracție în secundă a fost să nu rămână mincioc. O, Doamne! E atât de uscată dimineața asta și îți lasă sufletul de uscat o activitate de asta, de mai bine stai acasă. Vedem că sar foarte mult pești pe apă. Am luat mai devreme un somn de vreo 3 kg. Nu l-am filmat că... Uite ce a sărit acolo. În față. Două salturi am avut. Însă somn care răpesc mărunțișul de la suprafață. Se hrănesc din abundență somnii, dar nu prea vor râme. Cred că vor mai mult mărunțiși și atacă cu special mărunțișul care umblă haihui pe la suprafață. Da,
nasol. Am luat un crab de 3 kg, am luat vreo 3 somn la 3 kg aproape, dar trist când scapi un exemplar de ăsta capital. Uite, domnul Florin scoate acum o mocuță, uite acolo a mai sărit, o mocuță mică de eliberare. Aia e. N-am fost așa norocos de data asta, dar ce să facem, mergem înainte. Mai un pic de zi, poate se întâmplă ceva pe gustul nostru, să zic așa. Momentan, o concluzie pot să trag, nu vi l-a pescuit, obosit. Dacă ești obosit, ruptă în gură și vi l-a pescuit, nu e treaba. Nu e treabă deloc, eu ce sărit ăla. Nu știu, frate, și crapul ăsta e așa de pretențios, s-a văzut că sare o groază de crap. Uite așa cum a sărit ceva acolo. Dar nu mănâncă, n-am avut practic decât două trăsături. Unul de 3 kg și unul de, să zicem, 15 plus, să nu exagerăm. Să fim mai modești un pic. Da, asta e, vedem, poate se mai întâmplă ceva. E așa mare ca primul. Am zis că e mai mare. Hai, e putat, grabă. Uleu, în sfârșit s-a întâmplat minunea. După ce l-am scăpat pe ăla mare, măcar am luat unul. Da, am executat. Uleu, dar nu pot să-l scot. Hai să n-am poziție. Hai că nu s-a... Uleu. Uleu, Doamne. Și de ce părea mai mare? Că s-a agățat și din spate un cârlig, înțelegeți? Și de-aia îmi părea mie mai mare. Hai de cap. Asta-i, tati. În sfârșit. Am scăpat unul mai mare, dar măcar am luat pe ăsta. Uuuu. Doamne ferește. Mamă, mamă. Doamne ferește. După ce am avut unul mai mare care mi-a rupt și a plecat, uite că a venit și broscuța. Doamne, ferește. Mamă, ce galben, ce portocaliu. Aia-i dacă cum se prinsese, domnul Florin, nu mai scăpa ăsta într-o mie de ani. Dar ce maron are pe el, sub barbă. Ia uite-l, frate. Uite-l. Bună dimineața! Aolea. Așa, tati, așa, da. Hai să facem și o poză de thumbnail. Să sperăm că data asta o ieși. Dragilor, voilà, a venit toamna. Aolea, nu e el uriaș, o să-l și cântărim, dar măcar am devenit prieteni. Merge. A tras mai nasol că s-a agățat și cu un cârlig de coadă, de burtă și cu unul de gură și m-a cam făcut din cauza asta. Am avut unul mai mare, mult mai mare, mai de dimineață, pe la 4, care n-am avut noroc de el, din mincioc mi-a sărit, dar cu acesta s-a adunat cu bine, slavă Domnului. Asta e. Una bucată regulamentară. Doamne ajută. Uleu. Dai mă nebune. Aoleu, barca mea de plantat e prin stuf. Și barca mea de plantat e prin stuf pe acolo. Aoleu. Mai culiță cum a fost asta. Revoluția agrară. Ia să-l cântărim, frate. Chiar și așa.
Cred eu că vreo 7 kg jumate așa are ăsta. Ia să vedem. Hai să-l cântărim pe băiatul. Opa. Nu da, că doare. Aici am cântarul. Ia să vedem cât ai băiatul. Ia să fie pe kilograme. Hai, era bine. Hai, mă, pe kilograme, mă. Pe kilograme. La sfârșit. Ia să vedem câte kilograme are băiatul. Nu e așa de mare. 6,330 kg. Nu știu, voi cum se vede. Asta e. 6,330 kg, domnul Florin. Asta e. Bun. Avem o activitate puierilă pe aici. Deci te-am ititei la râmă neagră. Te contraci. Da, nu poți să le iei, sau dacă le iei foarte mic. Eu cred că e multă plătică, multă sabiță. Panara mea de-astea. Deci ciugulește într-una, da. Zic, de ciugulește într-una, dar nu e ce trebuie. Se vede și după cum o leagănă bambina. Uite, iarăși acum asta. I-a dat un ghiont, dar nu e pește de ridicat, de reținut sau de prins. Și măcar de scos din apă. Să pune și camera. Azi noapte, pe la vreo 12:30, nu? Uite și trage. Mai eram pofticat, zic, hai că mă culc. Gabriela zic că culcă-te, mă, nu mai sta, că pierzi timpul, nu mai trage nimica. Bă, nu știu ce s-a întâmplat. La un moment dat m-am trezit că coboruse o bambină. Bă, fratele meu, imaginează-ți că din partea alaltă de la stuf, de departe, a venit crapul. Uite și domnul Florin confirmă că, na? A venit un crap 15 kg, 20 kg, nu știu, foarte mare. A venit pe lângă stup, mi-a luat-o pe aia din dreapta, a trecut pe sub barcă și a plecat mai departe, în stânga la domnul Florin, pe lângă stup, fără să agațe nimica, decât lansetele mele un pic, știi, înțelegi? Băi, și mă duc eu și se încurcaseră pe ale mele urât de tot. Îl iau la mână, frate. Îl iau la mână, obosise și el puțin, că cât se vânturase pe aici, obosise. Din mincioc l-am scăpat. Ai auzit? Din mincioc l-am scăpat. Păi, până la urmă, erai să-l iei? Da! Deci l-am adus, uite că-mi trage la crap, uite acum, în direct. Ah, hai că vedem dacă mai e. Nu știu, vedem ce se întâmplă. Da? Nu știu. No, ori e ceva mic, ori... A întins-o, dar a scăpat. No, a scăpat. Dar o întinsese frumos. A scăpat, ce să fac, asta e. Da, la sfârșit. Păi n-aruncați. Cred că am o panoramă de aia mică. Ia uite, frate, ce-a tras. Uite ce mi-a dat mie, fiori. Uite panorama asta. Da, ia uite ce frumoasă e. Dar uitați-vă ce babană e. Uite-o. Nu? E chiar mare pentru o sabiță. Uite, frate, o iau pe asta, că și așa. E mare. Să am și altă specie. Dar chiar e frumoasă. O, mă, unde te duci și tu, mă? Și uite ce notătoare poate să aibă, frate. Zici că e scumbie. Chiar o scumbie frumoasă, Catalie. Da. Ce spuneți? Da, nimic nu mai vrea. Păi de-aia probabil se manifestă și sabița asta.
Da, cred că sigur. Și asta chiar a tras tare, sabița asta. Chiar neașteptat de tare a tras. Nici nu mai plantez pe asta, că n-are rost. Deci stai să vezi. Deci l-am adus la... Uite ce trage la somn. Ia să tras, da, s-a dus. L-am adus la mână, înțelegi? Lângă barcă. Că se băgase în stuful din stânga, de sub barcă, înțelegi? Mult, mult plecase în stânga. Dar pentru că erau încurcate toate, n-am putut să-l mai iau la lansetă, înțelegi? Și eu cu o mână, o mână trăgeam de el, dita mai neamila, care obosise el, dar tot avea niște zvâcuri de alea de strosnea mâna, înțelegi? Și cu, mincioc, cu o mână minciogul, înțelegi? Și vreau să spun că l-am prigat în mincioc și mi-a sărit mă din mincioc, frate. Și mi-a cârligul care se prinsese l-a deschis, l-a desfăcut de tot, înțelegi? Păi, deci, și cum e? Eram secat în suflet și așa, avusem o partidă destul de ciudățică așa. E ce trage, mărunțic. Așa. Uite și asta trage. Hai că l-am, hai că e frumos. Hai că am luat un somote, e frumușel. Un somote, e frumușel, cred că am luat. Ce, tati? Da, și am mai luat acum dimineață un crab de 6,3 kg, unul mi-a rupt iară, înțelegi? Ai luat? Da, și acum am luat un somotei. În timp ce vorbesc cu tine, am un somotei în câli. Ce? Da, am filmat, am talent. Da, da, frumos, da. Uite, și acum am luat un somotei la vreo 2 kg. E o frumusețe și ăsta. E o frumusețe și ăsta. Are 2 kg, mai ești nebun. Sunt la 2 kg, nu-ți place? Uite ce frumos e. Da, e superb. Reînțepa regulamentar. Dar o burtă plină, bă, dar ce-au mâncat ăștia, bă, de o burtă asta așa mare? De obicei nu sunt așa burtoși. Da. Și hai să vezi. Dimineața, pe la vreo 5, așa cred. Înțelegi? Nu, nu, se vede, se vede bine, se vede bine. Că aici s-a făcut lumina la 5. Înțelegi? Și înainte de asta am mai avut o ruptură. Din trăsătură mi-a rupt-o, frate. Bă, de zici că am bigudiuri, bolduri în undiță. Nu zici că am, știi? Pe cuvântul meu de temint. Iar crapul ăla mare de 15 plus, să zic așa, că nu l-am cântărit și nu pot să mănânc rahat. Înțelegi? Hai să nu scap ăsta. Ce? Stai, lasă-mi puțin. Să bag pe ăsta. Stai să bag somnul ăsta, că să nu scap. Gata, l-am băgat. Zi, tati. Iar acum, cu tine stând de vorbă, am luat un somn de 2 kg. Ai înțeles? Da, asta cu somnul de 2 kg nu mă impresionează. Da, ai și dreptate. Că am luat și mai mare. Da. Tati, eu n-am oprit nicio moacă, să știi că nu fac așa ceva. În fine, înțelegi ideea. Da, dar oricum nu știi că mi-e milă de ei, așa că nu cap pe discuție. Uite și asta trage. Da, da. Oricum au intrat somn frumoși astăzi. Da. Și am avut așa, trăsătură. Deci crapul mare care dormeam dus atunci și a venit de pe malul celălalt, a venit spre malul meu, a mers pe lângă barcă, pe sub barcă, s-a trecut pe sub sculele Don Florin și s-a dus în stânga, spre larg. Înțelegi? Și eu când am venit, am găsit croșetate când m-am trezit dimineața, știi? M-am trezit, zic, ce pui mei fac, știi? Eu am crezut prima dată că a fost la somn la ceva, știi? Că nu-mi imaginam să vină, somnul, știi, vine pe lângă barcă. Crapul de obicei fuge de barcă de merg fulgi, știi? Bă, și n-am avut nici țac, decât așa că a coborât puțin, nu știu cum, s-a blocat aia pe senzor, nu știu ce s-a întâmplat, s-a înțepenit firul, pisici mă, și nu mai contează. Băi, când l-am văzut la mână, dai seama, țineam cu firul la mână, că n-aveam cum să-l mâinesc, că era totul croșetat, tot încurcat, înțelegi? Pa, oleu, când l-am văzut, dita mai n-am mirat, că l-ai la suprafață. Mamă, și să vezi cum trăgea ca porcul de mine, dezmucea din mâna, din umăr, frate.
De n-ai văzut așa ceva. Pe cuvânt, dacă te min. Și l-am băgat minciocul sub el, l-am nimerit, bă, și s-a forțat nenorocitul și mi-a sărit afară din mincioc. Nu credeam că-l mai scap. Câte kilograme avea? Domnul Florin a zis că 12, eu zic că măcar 15 sigur avea, că era gros, adică avea 20 cm ca popa grosime, înțelegi? Era gros, gros de tot. Nu, mă, era mare, nu, mult peste 10, stai liniștit, mult peste 10. Și m-am venit ăsta de 6,3 kg și mi-a dat și emoții, că când l-am agățat pe ăsta de 6,3 kg, care am filmat drill-ul, sper să fi filmat bine, așa, s-a agățat și cu un cârlig din zona burții, înțelegi? Și l-am adus așa, oarecum elicopter, și îți dai seama că fiind de 6,3 kg, vândul pe ăla de vreo 15 kg înainte, venind de elicopter, am crezut că e mult mai mare, știi, înțelegi? Da, n-am fost decât 6, înțelegi ce zic, știi? Deci mi-a dat adrenalină rău de tot, știi? Ai crezut că e de 40 de kg? Nu de 40, dar tot așa ca la mare primă am crezut că e, înțelegi? Da, am zis că e pe acolo, îți dai seama, știi? Și avea 6,3 kg, mă, l-am cântărit. Da, e bun de un thumbnail. Auzi, dacă este la final, când mai se luminează, când mai asta... E lumină! Rogi pe domn Florin să te filmeze când... E ce-mi trăgi la... ...graful ăla și să-ți zic tu. L-am filmat, mă, l-am filmat bine, sigur, sigur. Da, mă, îl țin în mână. Am pus ăla pe așa și mă vedeam. Înțelegi? A, și era camera... Da, am poziționat în toate unghiurile. Da, 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 da. Eu zic că da. Ai vorbit? Da, 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 am și vorbit, sigur. A, mamă, dar ce vorbești, mă, că am fost practic? Mamă, dar să vezi ce cărămiziu așa avea pe sub bot ăsta, știi? Interesant. Dar vreau să spun că imaginează-ți că domnul Florin trăsese deja vreo 8 somn și eu n-aveam niciun. Uite ce trage, uite acum, mă uit la tine și tot o pleznește, știi? Și filmez. Zic, ce pui mei fac, mă, frate? Zici că, bă, dar știi că n-am mai venit noi pe locul ăsta amândoi, a stat cam egal stânga-dreapta, n-a fost o diferență prea netă sau ceva, știi? Parcă chiar tu ai prins mai mulți pe dreapta. E, acum s-a schimbat calimera. Da, eu am prins mai mulți pe dreapta. Știu, ia stai că cam coboară asta. Aia se joacă, asta la crap. Parcă a coborât un pic. Dar mie că vin... A intrat sabiță, nu l-am filmat o sabiță, cred că are 30 cm sabița aia. Nu, 30, da, mare. Am filmat-o. Bă, ce frumos! Da, dar știi ce sabiță mare? L-am văzut în viața mea și cred că... Păi o scot, aia, dar numai că ce am acolo, nu mai știu. Nu mai, la. O să o vezi pe filmare, că am filmat-o. Dar știi ce e cel mai amuzant? E o apă oglindă. Numai săriturile peștilor te deranjează și să cănătui, uite, la... Hai că să arunc asta la somn, că sigur mai intră unul dacă mai dau. Da. Ai văzut că ziceai că... Bă, da, tu îți dai seama cât de prost a debutat, tu ești conștient vreun pic ce panoramă de pescuit începuse? Da, corect. Ia să-i pun ultima râmă. Ce? Da, 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 așa e, așa e, dreptate, nu contest. Bă, da, să fi văzut ce namilă, vezi mă că e bun locul totuși până la urmă. Ai avut o dreptate. Uite, domnul Florin îl pocnește acolo, zăpăcește. Wow, încet. Zic, domnul Florin îl pocnește, îl zăpăcește. Zi. Zic că nu credeam așa să fie aici în locul ăsta pește, știi, așa de mare. Sau mă rog, credeam, dar nu credeam că trage. Da, 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 acolo. Unde mi-ai spus tu, da. Dar să știi că toată noaptea, în afară de la mare, n-a mai fost și ăla de 3 kg, știi? Unde am fost? Da, da, da. Și am luat și unul de 3 kg, știi? Și am mai avut, că uitasem de asta, nu ți-am mai zis. Și în afară de la de 3 kg, înțelegi? Am mai avut o ăla mare de tot, o ruptură de dimineață din start și imediat după ruptură, și o ruptură și un rateu. Și imediat după ruptură mi-a venit ăsta care am reușit să-l și prind, știi, înțelegi? Deci a fost din același banc, cum s-ar zice treaba, știi? Ce vorbești, așa ceva, dar cum te-ai spus?
Da, invers. Cum a venit cu pupa spre partea aia. Da. Da, 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 da. Hai, asta e. Deci înțăcâne la... Cu pupa spre placul celălalt, ca să zic așa. Da, 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 cu pupa încolo. Azi, data viitoare, când vii, te pun pe tine cu prova încoace ca să dai aici la ăsta. Băi, dar să știi că, să știi ce pică, dacă n-ai... Aole, lasă-mă că mi-a rupt, frate. Am scos... Deci știi cum? Deci, și uitasem de la... Trebuia să-mi aduce aminte neapărat. Da, da, și am mai avut unul de 3 kg, 3 kg și ceva. Când să-l pun în mincioc, mi-a sărit din mincioc și l-am scăpat. Deci mi-a scăpat în mincioc și a sărit din mincioc. Bă, nu venea să cred. Cam așa a debutat partida mea. Înțelegi? Nu, 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 nu. N-a fost nicio captură de senzație. Nu, la 3 kg. Cred că 3 kg jumate e cel mai mare. Ăla mare, mă, dar mi-a rupt, mă, frate, și eu am tras ca turbatul, că după ce-l scăpase mai devreme pe ăla micuțul de mi-a scăpat la mincioc, am zis că nu l-am înțepat destul și am tot văzut și eu pe net că, domne, să-l înțep bine, știi, să-i intre în carne și l-am forțat și eu, înțelegi? El mare, aia a fost. Se la vitu jur parșiv. Ia că o scot pe asta de crap, că gata, ne pregătim de încheiat partida, cum? Da, păi asta m-am gândit și eu la momentul ăla, de-aia am și forțat și uite că s-a rupt, a forțat și el, am forțat și eu și n-a fost treabă. Da, probabil, știi? Și de-aia s-a și rupt. Știi? Nu mai îmi zice, te rog eu frumos că mă enervează, dacă ai ști, să scap, să... Băi, Cipi, dar să scap crab de 15 kg din mincioc, tu știi cum este? Deci ca un copil de la mic care i-a luat țâța din gură, tu nu înțelegi? L-ai lăsat muritor de foame, deci, pe cuvântul meu. Băi, omul lui Dumnezeu era dublu, triplu decât ăsta care l-am prins. Băi, lasă-mă, mă, în pace, dacă îl vedeai că era cât un omuleț în puii mei, știi? Cât un copil era în puii mei, tu îți dai seama. Da. E, aia e, ce să faci? Da, 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 da. Ce vrei, mă, dacă... Da, somn n-am văzut. O, că acum știu ce fire, mi-au fir textil mai gros, nu știu, le văd, că îmi ba piciorul, mă. Păi și domnul Florin s-a rupt un teu la un somn, știi? Nu mai știu ce, ori face treabă. Păi nu, mă, dar știi care e chestia, că dacă îți vine o dată când nu te aștepți deloc, bă, era și aproape de mal unde mi-a tras somnul ăla. Surprindere și trupe. Ce? Da! Și te trezești cu o forță de aia. Ce? Am luat teurile alea groase la lumea. Aha. Cu trei vârteje. Uh-huh. Ce-am pățit? Da, păi am spus, asta i-am spus și eu, da. Și la dumneavoastră s-a rupt, da, da. Solide, da, da. Teuri solide, știi, pe un somn. Și s-a rupt și a plecat peștere cu totul, da. Ce să face? Face foarte bine. Mă amestem puțin. Ce facem cu teurile astea? Cu... A, nu știu, o să găsesc eu o soluție, dar trebuie să mai scormonesc. Sârmă! Păi sârmă, sârmă, da, da, sârma e foarte bună. Uite, uite, mi-o lasă la crap, uite, uite, trăsătură în direct la crap. Dar nu știu să nu fie iar sabiță de aia. E ceva, dar nu pare mare. E. Și nu mai pare așa mică acum. Ah, l-am scăpat, ce pui mei, nu mai simt nimica. L-am scăpat. Aoleu. Da, s-a dus. S-a dus. A plecat. L-am avut. De 3-4 kg cred că era. Nu s-a înțepat bine, ce să zic, n-am mușcat, dau-o bine. Trăsătura regulamentară, întinsă, perfect. Ca la carte, știți? Aia e. Ia uite, frate, animalele acum.
aici cum stau. Uite-i, tati. Ăștia n-au scăpat nou. Bă, uite-i, frate, uitați-vă, da, ce uite, e aici. Mă, de aici, mă. Eu ce v-am zis că aici e? Eu aici am zis să vă pun de atunci, noastră ziceați că nu, că... Ai, nu mai vorbi că nu aici. Ba da, aici, la stoful ăsta v-am pus. Bine, cum ziceți noastră? Nu! Nu la stoful ăla acolo! În fine, cum ziceți noastră? Ei, nu cum zic. Ia uitați, ba da, exact așa e. Mamă, aici... Nu, aici n-am zis. Eu am zis la stoful de acolo. Păi de acolo au început să animalele. Nu m-am mai gândit. Ăștia se bagă la râmă neagră. Eu știu la ce s-o băga. Poate fi și crap și somn și pis, da, măzi. Cine? Uite de amici acum. Uite cum ăștia au fost mari. Și ăștia portudei. Formidabil. 5 metri. Uite, ce mici sunt ăștia, vedeți? Și au stat mai în spate. 5 metri, mă? Da. Uite ce cât sunt ăștia amici acum. Vedeți? Chiar aici la intrare, mă. Ia uitați viteză. 26,8 noduri. Da, știu. Suntem pre casă. Doar pe casă. Ziceți ceva, domnul Florin. Atât? Atât. Cam puțin, cam mult. Superb la coas. Superb. Pescuitul frumos, decent. Se putea și mai bine, dar e foarte bine și așa, mulțumim lui Dumnezeu. Am văzut în anumite locații la sfârșit niște animale foarte mari pe care noi nu prea l-am avut, decât unul singur mi se pare prea frumos. Așa că haideți acasă. Dragilor, vă așteptăm la o nouă aventură săptămâna viitoare. Să sperăm că timpul ne va permite această mică bucurie.